Prin vene curge sangre caliente. Hey! Are 31 de ani și e stabilit de 7 ani în România, unde a colaborat deja cu o mulțime de vedete. Să intre Lucas Molina! Salut, domnule! Bună seara! Bună seara! De fapt, Lucas nu știe că a venit astăzi pentru un tuns special. Chiar asta nu. Chiar asta nu. De câți ani ai părul? Lung, așa. Lung. De mai mult. Lung, deci de când am terminat liceu. Că la liceu eram ca tine, așa. Deci la liceu erai tuns scurs și apoi de atunci ai zis, domnule, las. Și ai terminat liceu acum 10 ani? Da. Deci de 10 ani? 11-12. 11-12 ani. Alex te poate aștepta pentru un tuns perfect, așa. Să aștept. Nu dai jos, nu? Lucas. Că jumate din concert se arătă. Ceva frumos. Adică e parte din schema, dacă nu am părul lung. E... Din imagine, nu? Da. Schema. Pe Lucas l-am cunoscut, oameni buni, și când a filmat Andra cu David Bisbal la Buftea. Am încercat să învăț și 2-3 pași de flamenco. Și n-a mers. N-a prea mers. În schimb, Lucas a învățat chiar un cal să danseze. În clip. Da, corect. Da. Adică... Era cam performanță. Așa. Performanță. Foarte, foarte tare a fost, s-a fost atunci la clip. Da. Tu ești în România de cât timp? De 7 ani. De 7 ani am venit prima oară. După am plecat acasă înapoi, mi-am răscândit și m-am... Acasă înapoi în... În Argentina, în Buenos Aires, da. Și? Și am stat un an și am zis să mai vin aici, că a avut cerere înapoi și am zis că oricum mi-mi place România. Adică... Tu ai făcut arte plastice în Argentina, nu? În Argentina am făcut facultatea de artă și după am început cu dansul și cu percuție și acum... Și îți place în România? Da, îmi place. Chiar îmi place. Și am călătorit foarte mult, dar tot aici ajung. Înapoi. Deci... Pe unde te învârți în lumea asta, tot în România. Aici ne simțim mai bine, da. Fii atent, vreau să dansăm ceva, să vadă toată lumea ce înseamnă un dans de flamenco adevărat, da? Așa. Și apoi, după dansul ăsta, vreau să învăț și pe Francisca să danseze. Păi, asta... Vreau și eu să învăț să dansez. Uite-te, asta e Kim Kardashian de România. Da, păi hai să, în primul rând, să-l arat și atunci după să... Nu, să-l arat în sensul că păi face. Păi nu, prima dată nu dansezi tu singur? Nu, să-l arat în prima oară și după să ține ea, că altfel singur este foarte rece. Să dansezi flamenco singur, așa... Flamenco cu Francisca, eu zic că e foarte fierbinte, e caliente. E altceva. Exact! Te rog frumos, uite pe Francisca, ai nevoie și de microfonul. Păi, Plantă e colegul nostru de la sunet. Lasă Plantă, stai liniștit, nu e nicio problemă. Cătălin, atât ați reținut atenția, să știi că aici noi avem deja în desfășurare primul episod, Răzbunarea Sfântului. Deci stai un pic, deci legat, da? Frățiorul meu. Te răzbuni pe Alex? Da, gata, Alex își permite pentru că el e în creștere, știi? Da. Și am zis, bă, tu ești în creștere la tine, se mai recuperează, da, eu ce să mai zic, la vârsta mea. 34 de ani. El este Alex, oameni și buni. Să știi, Cătălin, ca o completare așa, eu mă știu cu Lucas, el dansează foarte bine, nu trebuie să înveți pași, atitudinea contează. Știu, cu atâta experiență, când intri cu atitudinea, știi, când intri tu dimineața în platou, știi, așa, te uiți atâta, pași, când te oprești, stop. Deja ai câștigat dansul din atitudine. Exact, nu mai, partea de jos nu mai filmezi, exact, înțelegi? Atitudine. Vii cu haina după tine așa, pac, și atâta faci, și pac, asta mică intră în dresaj și gata, spune ce are de spus și ți-ai făcut treaba în platou. Unde intră? În dresaj, adică pac, știi, hap, s-a pus la cameră frumos, pac, a zis ce are de zis, de comunicat, de transmis, și tu ai făcut așa, și vii cu prosopul. Deci asta este aici la cameră, deci mai făcut, stai așa la cameră. Uite cu prosopul. Uite, te vezi, Lucas a râs. Imaginează-ți că asta e geaca. Bravo, asta e pelerina ta. Pelerina, da. Și vreau să faci exact momentul ăla. Ține aici, uite așa. Intre și zici, nu zici bună dimineața. Scuici deci așa. Deci mergeți acasă, luați un cearșaf. Exact, nu zici bună dimineața, nu nimic, că tu nu saluți pe nimeni. Fii atent, aia e camera ta, ia. Da, tu te uiți așa, pac, vii așa frumos dimineața, da, ești aproape supărat așa, te uiți așa, uite așa, mergi. Și te oprești aici, că ăsta e unghiul cel mai bun. Și faci, pac, întoarce-te un pic. Ia uite-te. Vasile, la super, la știi? Vezi că iubitul e luptător, Vasile, iubitul e luptător. Opa, lasă. Nu a fost, iubitul ei vechi, nu mai are treabă cu el. Da? Adică nu mai, iertați-mă, eu mă duc să... Glumim. Să Lucas, mai haideți să vedem și aș vrea dacă se poate, Vasile, Sandu Lungu, să aibă vizibilitate maximă la acest dans, pentru că el e la uite cine dansează. Când văd pantofii am o ușoară depresie. ține. Deci, Sandu Lungu când vede pantofii de flamenco, îl apucă depresia, nu? Da, clar, am avut al doilea dans pasodoble.
Și ai avut pantofi de ăștia? Da, da. Și eu am făcut paso doble. Și dar spune, tu ești învățată cu tocurile la Sandu Lung, imaginează-ți 150 de chile pe tocuri. Clar, da. Tu combini cumva flamenco ține, și ține. Cu malambo sau cu boleadora sau cu da, tradiție? Este, bine, din cauza rădăcinile mele da. Este combinat și cu tango și cu flamenco și cu latino. Cu păi am fost căsătorită cu un dansator de malambo. Ah, de malambo. Din familia Sedano. Da, e un dans mai... pasional. Nu mai pasional, te distruge picioarele mai mult pentru distruge că are multe distruge. Chestii de da. Încheiatură. Hai să vedem aici încheiatură cu Francesca. Da. Hai, te rog frumos. Ce vrei? Muzică, da, microfon? Muzică și mergem așa. Da. Muzică și flamenco în direct cu Francesca și Lucas. Mai trebuie să ne mai arăți câte. Mai trebuie să ne arăți. Pentru că e foarte spectaculos dansul de flamenco. Da, asta e ideea că luați armăsarul ăsta pur sânge din studio de aici. Chiar mi-a sunat astăzi că sunt la studio cu Mike Diamond și face un wow, taie capul. Taie capul omul. Da, da. Nu e okay. Vorbește domnul Lucas, faceți liniște. Scoateți armăsarul de aici. A sunat cine? De la organizația aici, a sunat, eram la studio. Pentru că tu ai un proiect la care lucrezi. Păi da, acum suntem cu Mike la studio, cu Mike Diamonds. Da. Și facem un proiect live, cu muzica live și cu el și cu o producție mai spectaculoasă. Abia vă așteptăm și aici la emisiune să venim. Și vrem să venim, maxim 15 zile, este tot gata, piesele tot și venim cu mare drag.